Gata. Dăm drumul? Dăm drumul. Ok. Deci, oameni buni, să prezint și invitata mea sau invitatul meu, ca să fim așa formal, doamna doctor Irina Strâmbu, de la Institutul Marius Nasta, una dintre apărătoarele cele mai vehemente ale științei medicale din România. Uite, se duce și o ambulanță, vezi? Acum avem fundalul potrivit. Bună ziua, mersi de invitație. Mulțumesc. Eu am follower din toată sfera, nu știu, poate sunt și mulți medici, dar cred că cei mai mulți sunt absolut profani în medicină. Am început noi o discuție ieri, dacă îți mai aduce aminte, cu sistemul sanitar, cu medicina, și mi-a zis o chestie foarte interesantă. Vreți că ai putea să o repeți pentru, pentru toată da. Lumea? Da, ar trebui întâi să o încadrez un pic într-un context. Sănătatea și medicina sunt lucruri care sunt în focus. Le găsești tot timpul pe știri, toată lumea are o idee, toată lumea se pricepe. A ajuns să fie ca și fotbalul, toată lumea se pricepe la medicină. La medicină. Sunt o grămadă de acțiuni ale autorităților care se referă la curățenie, broaște, uși, termopane, dezinfectanți, inundații, cartofii din farfurie și așa mai departe, ceea ce amplifică senzația asta că lumea se pricepe la medicină. Noi, ca medici, eu mă consider un profesionist de modă veche, adică, ca să traduc, o persoană care a învățat 6 ani de facultate, încă nu știu câți ani de rezidențiat, încă nu știu câți ani de doctorat, și de atunci învăț într-una și de când mi-am ales domeniul bolilor interstițiale, adică de vreo 15 ani, învăț într-una, mă duc la școală. De ce? Pentru că eu, ca profesionist de modă veche, consider că cel mai important lucru este să fiu cât mai bună în a înțelege ce se întâmplă cu un pacient, a progresa în domeniul acesta, a fi din ce în ce mai performantă în a pune un diagnostic, a găsi un tratament. A rezolva problema. Și a rezolva și a da pacientului cea mai bună șansă de viață, de sănătate sau de o moarte decentă. Pentru că medicina nu a ajuns în stadiul acela încât să evite moartea. Păi nu, uite, vezi, sunt tot felul de discuții. A fost un interviu ieri, cred că, sau alaltă ieri, nu știu, noi suntem la conferința Inspire, oamenii poate nu înțeleg de ce nu mai port tricouri cu ACDC și... Și de ce eu sunt îmbrăcată la... Suntem la țol festiv. În ținuta de conferință. De conferință, da. Și a fost conferința de presă, în fine, au venit diversi jurnaliști și, mă rog, tot cei din presa locală mai mult, să spun, poate câteva televiziuni naționale. Și una din cele mai frecvente întrebări care au fost mie adresate, domnule, și la ce mai folosesc conferințele astea, ce faceți exact cu ele, pentru că, na, sunt destul de multe conferințe în România, cred că fiecare lună se întâmplă un eveniment medical, dar la un moment dat se ajunge și la discuția inevitabilă că, păi da, da, uite, vedeți că oamenii își caută pe forumuri, intră. Eu am și un clip, cred că, nu știu, am să-i pun un link în descriere, poate, podcastului ăsta cu Dr. Google și, apropo, de ce fel de diplomă are Dr. Google. Opinia mea, și acum nu știu, spunem dacă e la fel de congruentă, zic, cu a ta, dacă e ok să fii un pacient informat. Adică, nu știu, din punctul meu de vedere, e ok că oamenii își caută simptome, nu știu ce, intră pe un forum. Am mai dat exemplul ăsta, exact ca și atunci când îți cumperi o mașină, știi? Deci, da. Întrebi unul altul, domnule, merge, ok, nu știu, îi pică motorul, dar într-un final ajungi la specialist, nu? Adică, ești la dealer și îi ceri lui toate detaliile tehnice, alea n-ai cum să greșească. Hei, aici cred că se rupe un pic, știi? Uite, m-aș întoarce puțin la ce începusem să spun, la cum se pricepe toată lumea la medicină. Din păcate au impresia că se pricep la medicină și cei care decid lucruri, cei care decid cheltuirea de fonduri, cei care decid legile și aplicarea lor, pentru că legile n-ar fi așa de proaste dacă nu s-ar găsi tot soiul de persoane care să mai pună de la ei câte un detaliu, astfel încât medicii sunt tot timpul într-un fel de offside pentru că n-au respectat nu știu ce lege,
și astfel încât hotărâri, da. Sistem informatic, totul se bagă în calculator, totul se programează, toate trebuie să figureze acolo, dosarul electronic, îl trimiți, nu-l trimiți, îți validează casa, deci a ajuns să se creeze impresia falsă că asta este de fapt medicina. Da, și ce facem noi, ochi în ochi cu pacientul, stând de vorbă cu pacientul, a ajuns să fie un fel de hobby, un fel de hobby, este hobby-ul meu preferat. Și anume, în ciuda tuturor lucrurilor care mi se cer și sunt obligată să le fac, eu mai fac și ceva care pare să nu intereseze pe nimeni. Da, să nu fie nimeni interesat dacă eu practic medicina la un nivel înalt și de bună calitate sau nu. Adică, eu să zic că am propria conștiință, propria dorință de autoperfecționare, este un scop în sine pentru mine să fiu cât mai bună pentru fiecare pacient în parte. Evident, da, lucrul acesta pare să nu fie universal valabil și sunt probabil, pe lângă cei mulți ca mine, sunt și mulți care sunt altfel, adică care se mulțumesc cu a bifa ce s-a solicitat și dacă sunt acoperiți de hârtii, înseamnă că și-au făcut asta treaba. Asta e, da, acoperirea de hârtii. Și mai este, și de unde provine lucrul ăsta, de fapt, această lipsă totală de interes față de ce facem noi, pentru că, de fapt, la medicină nu se pricepe nimeni în afară de medici. Asta este, de fapt, problema. Da. Deci, eu cred că este de datoria noastră să începem o campanie în a explica oamenilor ce facem noi, exact, cu ce ne ocupăm. Exact, și nu chiar așa un hobby. Deci, în afară de a fi un hobby, așa, pentru pacienții care ajung în contact cu mine și cu noi, cu cei ca noi, pentru ei este the real thing. Deci, exact. Deci pacienții, care sunt pacienții noștri, apreciază cu vârf și îndesat. Da, omul vine la spital nu să primească hârtii într-un final, să primească un doar făcut că, frumos, doar analize. Doar că acești pacienți, de fapt, nu au o voce. Ei sunt, să zicem, fericiți că au putut fi îngrijiți cum trebuie, că au înțeles ce li se întâmplă. Pot să ducă vorba, pot să spună la unii la alții. Doar că vorbele astea despre medici sunt de toate felurile și păi nu pot fi luate în considerare ca ca o referință de încredere întotdeauna. Da, da, da. Păi nu știu, eu discutam asta chiar și cu ăștia din televiziune, știi? Și la un moment dat îmi spuneau că, băi, nu e adevărat, mass media trebuie să fie apărătorul poporului, evident, a pacienților. De ce au nevoie pacienții de un apărător? Ei vin deja la o persoană care, teoretic, are job să-i apere de boli, de toate nenorocirile, că de asta vin oamenii la spital. Dar problema se pune altfel, că în fuga asta după senzațional, după tot felul de porcării, există unul, doi care consideră că n-au fost, nu știu, tratați la standardul la care s-au gândit ei, fără să ia în considerare tot sistemul. Eu nu cred că există, nu știu, profesorul Mihăiescu de multe ori îmi spunea că sunt un optimist din ăsta incurabil și că am ajuns la vârsta la care oricum nu mă mai pot schimba, știi? Și îmi spunea ceva de genul că, dom'le, tu ești un optimist pentru că lumea este rea intenționată, nu știu, zic, nu e adevărat. Nu cred că cineva, vreun doctor din țara asta, în mod vădit, voit, vrea să facă rău cuiva sau nu are chef, ca așa, sau nu are chef să vadă pe ăla, nu știu ce. Cred că sub paravanul ăsta a ceea ce se vede în presă, că presa, clar, ea scoate din context niște lucruri și le pune ca să-și facă o știre, ca să-și facă... Acum se vinde foarte bine chestia asta. Politicieni corupți, prinși, nu știu ce, fals sau nu, nu contează, asta vinde. Medici care n-au tratat pacientul, salvarea care l-a plimbat între spitale, de parcă ia cineva ca maxi-taxi și plimbă pacientul, medici care au neglijat, bine aici cu toții, medici de familie, nu știu ce, și pacienți nemulțumiți, că deci, cam astea sunt știrile de senzațional, știi? Acum trebuie să recunosc că o parte dintre colegii noștri dau apă la moară la asemenea acțiuni. Păi tocmai, asta voiam pentru să spun, că, pentru că așa cum nu se ocupă nimeni să priceapă ce fac eu, și eu consider că încerc să fac ceva de bună calitate, tot așa nu se ocupă nimeni să înțeleagă ce face un doctor care nu face o treabă de bună calitate, ci se rezumă la ce pot ei să priceapă. Adică ei pricep că sunt pereții nezugrăviți, că s-a scurs nu știu ce apă, că este... aștepta nu știu cât la sau că urgențe, că... Deci, acum cu așteptările și cu cozile sunt o soie de legi care ne încurcă.
Și aceste legi pot fi schimbate ca să astfel încât să faci lucrurile funcționale, dar pare să nu fie nimeni dornic să schimbe vreo lege, ci toată lumea e doar dornică să o aplice. Să o aplice ad literam, indiferent dacă asta creează într-un context, deci la noi la spital este această problemă, avem o adresabilitate enormă și aplicarea la literă a legii, biroului de internet, a programărilor și așa mai departe, nu are, nu știu, creează niște cozi. Deci în fiecare zi sunt cozi pe patru rânduri din ușa biroului internet până și în curte. La noi la fel, exact. Da, aceeași situație, incredibil. Deci când lucrul acesta se întâmplă, se repete, este chiar evident un disconfort față de pacient. Chiar dacă se bazează pe o lege, legea o poți schimba astfel încât să fie ceva în favoarea pacientului. Mie tot timpul, eu am fost pacient, știu cum e să fii pacient. Deci mie mi-s dragi pacienții și vreau să-i ajut. Sunt niște bieți oameni care au o problemă reală, deci nu au o problemă birocratică. Cum le spun studenților, pacienții nu vin de la fabrica de pacienți pentru uzul didactic al studenților. Exact, pacienții sunt mătușa ta, unchiul tău, bunica ta, care au avut o viață normală și au avut de treabă, au avut visuri, aspirații, tot ce vrei și au dat o problemă. Bolnavit, frate, deci nu sunt dintr-o dată, trec în altă categorie umană. Deci este o subspecie umană numită pacientul, care trebuie să accepte. Să accepte să stea la coadă, să accepte să semneze teancul de hârtii, nu știu ce, să-i spui că aia nu se poate pentru că aia nu se poate pentru că nu. Deci sunt niște oameni care așa ca și noi, care au nevoie de ajutor. Și care vin la spital și nu vor să afle că spitalul nu e asta, că nu-i treaba mea să nu știu ce, că medicul tău de familie, că n-ai trimitere sau că ai trimitere. Ideea este că interfața este medicul. Deci ei vin la medic după ce și acumulează nervii și, peste tot, frustrările și cu cine au de-a face? Cu medicul unde varsă tot. Mi-aduc aminte o poveste din gardă cu un coleg, la noi garda neumologie e separat de chirurgie. Mi-aduc aminte că al nu știu câtelea pacient venit și colegul meu din chirurgie efectiv tracasat că ăștia tot trimiteau pacienți, era perioada asta în care lumea cădea gheață, nu știu ce, și vine un tip, în fine, ce s-a întâmplat, să știți că am căzut acum două săptămâni și a început să mă doară foarte tare, era două noaptea și ăsta, la două noaptea a început să te doară, adică de cât te doare, de dimineață n-am mai putut să stau, zic, bun, și vii la ora două noaptea, la care ăla evident nervos, ca să vezi, apropo de interval, dar știi de când stau la UPU, dacă știi, avea și omul dreptate, el s-a dus în momentul în care l-a durut și s-a dus corect în unitatea de urgență. Acum, acolo aveau mult mai multe urgențe, evident, omul ăsta nu era amenințat viața în vreun fel. A primit un calmant, nu știu ce, a ajuns când a venit ambulanța, când s-a făcut cererea, era două noaptea. Uite, chestia asta mi se pare o performanță slabă a sistemului, odată, a sistemului de sănătate, deși, dacă vorbești cu colegi din Anglia sau de nu știu unde, lucrurile stau fix la fel. Adică, da, aici este o discuție și vreau să, poate, să atingem și pe asta. Omul într-un sistem de sănătate, să spunem, semi-privat sau privat, când își face o asigurare de sănătate, semnează un contract, știi? Și în contractul ăla își asumă. Bă, uite, tu plătești la firma asta de asigurări pentru sănătatea ta, da? Da, fii atent, că noi aici scriem care sunt obligațiile noastre, care sunt obligațiile tale, mă rog, să-ți plătești primele de asigurare, nu știu ce. Dar și noi avem obligații să te luăm de acasă dacă ți-e rău, să te operăm, să te nu știu ce. Da, dar atenție, timpul mediu de așteptare a ambulanței este atâta. Și omul citind lucrurile astea, să fie, eu cred că asta e problema, știi? Oamenii nu sunt informați, pentru că trăiesc cu impresia că spitalele zboare. Și stai să spun de ce. Am avut chiar astăzi dimineață o discuție cu o colegă și eu cred și pe ea și ea mă crede pe mine. Discuții despre un pacient, în fine, nu contează. Ajută-mă, primește, că are tuberculoză, cred că ți-am povestit și el. În fine. La un moment dat, am să spun, păi da, mâncă și așa, voi nu primiți nimica. La care eu mă enervez, spun, cum nu primim nimica, că spitalul nostru e plin. La care ea, păi da, și spitalul nostru e plin, știi? Și mi-am dat seama că, de fapt, asta e problema. Fiecare specialitate are senzația că celălalt, mă rog, nu primește câți pacienți și-ar dori, dar asta știi de ce? Pentru că nu este integrat sistemul de sănătate. Vorbim despre centre universitare. Centre universitare, da, da. Acum noi avem o grămadă de restricții de resurse, avem resurse limitate. Da. Avem un număr limitat de
paturi, nu putem să punem mai multe paturi pentru că avem limite de personal. Personal bine, existent, da. Deja muncește de ies ochii, mai are un pic și leșină. Dacă te duci prin provincie, sunt spitale unde se cheltuie bani degeaba, pentru că sunt mai mult goale sau, mă rog, există paturi libere, acolo e ușor să te internezi, dar îngrijirea medicală propriu-zisă da, pe care o primește, deși aici mă refer la nivelul profesional al medicului și la cât își bate capul, ce spuneam mai devreme, să meargă cât mai mult cu un diagnostic, să-i găsească soluția, deci este foarte limitată. Se da, mulțumesc cu foarte mult. Orgolul, tu știi foarte bine că interviu orgolul medicului. În momentul în care apare să complică puțin cazul, trimite la centrul universitar. Da, imediat îl trimite în centru. Și centrele universitare despre care vorbim și eu și tu, sunt până peste cap. Deci noi avem veșnice discuții de a încerca să refuzăm, deci asta este un sport gardă, sportul cel mai practicat în timpul gărzii, să încerci să nu primești pacienții care ți se trimit, pentru că ești deja plin până peste cap, pentru că pacienții aia au probleme complexe, noi fiind spital monodisciplinar, și a doua zi dimineață la raportul de gardă, o adunătură de domn profesor și alții care nu fac gărzi, păi ce facem cu ăsta? Păi de ce l-ai primit? Păi de ce, ce să facem cu el acum? Că este blocată terapia intensivă, că vine gata infectat de la spital, că după aia avem probleme în terapie intensivă, că avem infecții nozocomiale și iese că noi suntem de vină. Da, deci, asta practic, asta provine din supraaglomerarea dată de faptul că alții din provincie, din provincia mică, spun, nu prea își fac treaba. Păi da, da, și uite, vezi... Și trebuie noi să acoperim o grămadă de goluri și de lucruri care au rămas nerezolvate și resursele noastre sunt limitate, pentru că noi nu avem statutul de spitale de excelență, de spitale terțiare, să zicem că ni se dau mai mulți bani pentru că avem un nivel de performanță mai ridicat. Deci noi suntem oricum primim spitale obișnuite ca celelalte spitale, există acolo... Doar că suntem într-un centru universitar. Da. Deci, mă rog, și bineînțeles că pe lângă situațiile astea care se întâmplă în gardă, dimineața când se deschid porțile, o grămadă de oameni, oameni care vor aici, pentru că aici știu ei, deci aici este din informarea, underground dintre pacienți, au întrebat ei pe net, au întrebat în dreapta, în stânga, acolo trebuie să mă duc la doctorul cu tare, pentru că acolo o să-mi găsesc. Bun, exact, da, este dreptul lor. Exact. Este și dreptul lor. Eu cel puțin, nu aș blama în niciun caz fix oamenii ăștia care vin tocmai pentru renumele, să zic așa, că nu e un cuvânt mare, știi, pentru renumele unui centru care realmente se chinuie să trateze pacienții ăștia. Deci ei speră nu în renumele, ei pe ei nu interesează renumele, ci șansa de a-și găsi soluția la problemă. La noi lucrul ăsta este, mi se întâmplă mie și cred că și altora. Deci eu nu sunt a doua opinie, eu sunt cam a șaptea opinie. Deci vin pacienți, mi-a foarte mult timp, pentru că pacienții vin cu un teanc așa de documente și eu mă apuc să văd pe unde au fost. De asta spun că am un feedback de ce s-a întâmplat inițial cu ei, pentru că găsesc acolo lucruri care mie îmi sunt clare, dar care au fost trecute cu vederea, lucruri care au fost interpretate superficial, ce ziceam, pneumologi care nu se uită cu ochii lor pe tomografiile computerizate, ci doar ce se rezumă la a citi ce interpretarea radiologului, ceea ce mi se pare inadmisibil. Asta așa ca mic detaliu. Da. Și am mai observat, apropo de acoperirea de hârtii, știi, lumea a început să scrie foarte frecvent cuvântul observație în fața unui diagnostic, apropo de colegii din radiologie, știi? Și, da, în fine, nu spun că e greșit, dar... nu-i corect nici față de cel care primește pacientul respectiv, pentru că din punctul de vedere a pacientului cuvântul observație este inexistent. El consideră că are deja un diagnostic și va trebui tratat pentru diagnosticul ăla, mă rog, el sau familia. Atunci, eu nu vreau să, ca profesionist în domeniul sanitar, ca medic, nu vreau să infirm diagnostice, dimpotrivă, vreau să-mi pun capul la contribuție și să pot ajuta un pacient un diagnostic corect, care are ca urmare un tratament corect și indicarea sau controlul bolii pacientului respectiv. În niciun caz să mă apuc să demonstrez neapărat că sunt mai deștept decât unul sau decât altul, care în imposibilitatea de a afirma, hai ca să fiu politică de corect, un diagnostic, știi, complet,
vorba ta, hai să-l trimitem într-un centru universitar, pentru că, uite, eu mă confrunt cât timp fac de gardă aici, și voi la mai ales în asta la fel, cu cazuri perfect manageruibile în teritoriu. Adică, dacă există spital municipal, nu contează unde, un spital municipal, și ai linie de gardă de urgență, atenție, și linie de gardă de medicină internă, că nu au pneumologia, medicină internă, da? Nu este corect să trimiți cu ambulanța exacerbarea BPOC-ului în centru universitar. Decât dacă exacerbarea aceea este severă și pune în pericol viața pacientului care trebuie. Ventilat mecanic, ventilat non-invaziv sau, mă rog, ceva manevre care... Ok, nu pot fi făcut în spitalul municipal, din vari motive, nu-s ventilatoare, nu-i gardă de ATI sau așa mai departe. Dacă ai un pacient stabil cu exacerbare infecțioasă, părerea mea, sinceră, este că ar trebui să fie managerul în teritoriu. Aici, uite, Radu, noi avem punctul de vedere unilateral al doctorului blocat în centru universitar, da, da, și care se confruntă cu genul ăsta de situații de care am povestit amândoi. Eu cred că soluția ar fi... E o soluție de pe timpul lui Ceaușescu, când existau centre metodologice. Deci centrele universitare erau centre metodologice. Când ți se părea că un spital municipal nu face ce ar trebui să facă, ce te-ai aștepta, atunci ar trebui ca unul dintre noi din centrul universitar să se ducă acolo și să vadă în mod concret de ce se întâmplă lucrul ăsta. Este o lipsă de înțelegere a cazurilor, este o insuficientă comunicare între medic și pacient, este o lipsă totală de resurse, este o folosire nejudicioasă a resurselor, aplicarea unor cutume nescrise. Ce se întâmplă? Deci trebuie să te duci acolo și să vezi de fapt de unde provine problema și să încerci să propui o rezolvare. Da. Și realmente eu cred că ăsta e motivul pentru care doctorii pleacă din țară, pentru că în afară de centrele universitare, unde avem nu numai că infrastructură, echipamente, dar avem colegi cu care ne sfătuim. Deci noi împreună suntem mult mai deștepți decât fiecare în parte. Deci în afară de aceste zone, în spitalele din teritoriu, este posibil ca oamenii să trebuiască să descurce singuri. Eu știu, este un tânăr medic care și-a luat post acolo și a găsit un grup de... medici bătrâni în pragul pensiei care n-au mai fost... așteptau să vină ca să poată relaxa. Da, și care sunt, n-au mai fost la o reciclare, că și astea reciclările au rămas numai aceste conferințe. Exact, da. Nu mai știu, au uitat complet, au niște, știu și eu, tratează manierist niște probleme, nici nu interesează mai mult, pentru că dacă pacientul vrea sau se complică, îl trimite. Deci medicii tineri se pot lovi nu numai de o lipsă totală de acces la echipamente, care trebuie să se ducă la capitala de județ, nu sunt fonduri, nu știu ce, pacientul nu are bani să plătească transportul și alte chestii, dar și de un baraj psihologic, aș putea spune, că îi se spune, ia, ai venit tu acum deștept să ne înveți pe noi ce să facem. Exact, noi care am fost aici... Noi care aici, de nu știu când. Uh-huh. Nu mai spun că în orașele mici să mai sunt și rude între ei și este foarte greu să vii din afară, să penetrezi și să penetrezi, astfel încât medicii tineri nu au nicio șansă, deși asta ar fi o soluție. Tineri, entuziaști, proaspăt învățați, exact, vin din care să vină să schimbe ceva concret. Da, să se ducă și să pună în practică ce au învățat. Dar lucrul acesta, eu cred că de asta pleacă ei, nu pentru că salariul nu e bun, ci pentru că nu-și pot face meseria, nu? Sunt împiedicați. Da. În fel și... Deci ajung din nou la hobby-ul acela, hobby-ul care se numește medicină și care la acest nivel este tratat oarecum cu indiferență. Mai vine și o economistă de la Casa de Asigurări și dă cu pumnul în masă că nu ai scris pe anexa 43 cu pixul. Deci am pățit pacient trimis înapoi. Mi-a trimis medicul de familie pacientul înapoi 100 de kilometri și cu formularul, să nu cumva să scriu eu cu pixul, că ce am scris eu din calculator pe care scria. Deci eu am fost o bestie, adică am luat scrisoarea medical, formularul și cu scrisoarea mea și am făcut cu roșu și numerotat toate elementele care erau prezente în scrisoarea mea scrisă în computer. Da, în față de...
Și mi-a explicat, mi-a dat telefon doctorița aceea și mi-a explicat cum vine o economistă de la Casa de Asigurări și o controlează și că nu-i acceptă. Fixul, da, da. Și atunci am zis, dar, Matale, de ce nu explici economistei de la Casa de Asigurări cu ce se mănâncă medicina și în ce constau informații? Deci, asta spuneam, că fiecare peste legile care n-ar fi chiar așa de rele, dar mai vin unii și mai pun câte ceva de la ei, așa, da, da, da. Nota personală. Mi-aduc aminte, acum ceva ani eram rezident, știi, și era un control de la Casa de Asigurări, mi-au recrutat pe toți, le punem la dispoziție auditorilor foile de observații și alea se uitau pe acolo. Mi se pare că nu era sistemul informatic atunci, oricum, e vorba de mulți ani, știi. Aia se uitau pe acolo prin foaie de observație și tot pufnea una, știi, aia eu, na, tot timpul băgăret, așa. Doamne, e o problemă, spuneți-mi ce să vă aducă ca așa, nu? Doamne, m-am tot uitat, nu găsesc nimic, adică era setată, nu găsesc nimic. Zic, Doamne, îmi pare rău, haideți să ștergem ceva, să găsiți, știi, și mă dat afară. Deci, da. Nu, înțelegi, era... Deci, eu cred că oamenii ăștia, care sunt prin multiplele, nenumăratele organisme de control, ar fi prima noastră țintă să le explicăm, ce facem, treaba. Doar că în loc de asta, corpul medical, în general, are atitudine defensivă, bagă capul între urechi. Da, vai, Casa de Asigurări să nu ne dea amendă. Știi? Să nu ne dea amendă, pentru că ei vin și dea amendă. Bineînțeles că n-ai niciun chef să plătești amendă și caut soluția cea mai simplă. Știi? Deci am făcut chestia asta cu o recomandare de oxigen pe care nu a fost acceptată, pentru că nu am scris pe ea cuvintele insuficiență respiratorie obstructivă. Păi am spus s-a umflat de râs, adică nu există din medicina acest cuvânt. Da, asta nu-i, da, nu-i din medicina omului. Nu-i din medicină. Domnule, vreau să spun că am scris cu mâna mea insuficiență respiratorie obstructivă, am pus parafa ca să rezolv problema și să aibă femeia, oxigen pacienta acasă, mea, oxigen acasă, pentru că îi trebuie oxigen. Dacă asta a fost necesar, da, 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 dar asta a fost simplu. Poate n-ar fi trebuit să accept, pentru că exact contrazice principiul pentru care mă lupt. Exact, domnule, da, da, medicii, da, se pricep la medicină, da, și dacă nu... medicii spun într-un fel, apoi voi, economiști, chestii, da, trebuie să luați aminte și să-l și... ascultați. Da, da, adaptați-vă și faceți în așa fel încât să fie... Neața. Deci meseria asta este așa de grea, așa de greu se învață. Deci, practic, eu mi-aduc aminte de performanțele mele de când aveam, știu și eu, 30 ceva de ani. Mă credeam foarte deșteaptă și făceam erori. Adică anul trecut, nu? Adică anul trecut, da. Făceam lucruri pe care acum le-aș face cu totul altfel, pentru că între timp am învățat o grămadă de lucruri. Deci, realmente, eu nu știu dacă mai este altă meserie în care învățarea să fie atât de continuă și de fără sfârșit. Și așa, de... mai nou trebuie să știi niște legi, știi? Da. Asta mie mi se pare halucinant, că... Păi da, dar scrie în legea 97 din 2014, zic așa, și... Da, mai este un lucru... Conform contractul, aveți obligația să... Aveți obligația, da. Serios. Da, ba mai mult, am auzit medici de familie spunând, duceți până la cap actul medical. Actul medical, da. Deci actul medical înseamnă completarea celor hârtii. Acum mai este o chestie care trebuie explicată despre medicină. Medicina nu este o știință exactă. Chestia aia cu că trece până artă, nu știu ce, hai să zicem, nu chiar artă. Alta este chestia, un diagnostic, o decizie, se bazează în mare măsură pe probabilitate. Deci nu este întotdeauna 100%, nu este alb și negru. Pur și simplu ca medic, luând tot suiul de informații, fiecare dintre ele are coeficientul ei de eroare, trebuie să le interpretezi în context și, de fapt, asta este marea dificultate. Marea, da, și marea artă până la urmă, doctorului. Să alegi ce este semnificativ, ce este nesemnificativ și să pui un diagnostic cel mai probabil. Diagnosticul cel mai probabil se poate dovedi într-un an de zile că a fost 100% corect sau să se dovedească în 3 luni de zile că era greșit, era pentru greșit, că apar, da, informații noi. Asta nu înseamnă că în momentul ăla ai greșit. Deci ai făcut ce se putea mai bine cu informația asta, se cheamă medicină bazată pe dovezi, dovezi, da, și pentru pacientul respectiv. Și pentru, adică, pacientul, da, respectiv. Deci această noțiune de probabilitate, de diagnostic de probabilitate, de de flexibilitate, de posibilitate de a schimba opinia, da, pe bună dreptate. Pentru că apare dovezi noi la un pentru moment. Pentru că pacientul, da, evoluează, da, într-un anume fel, răspunde la un tratament, dimpotrivă,
apare o manifestare care a apărut cu întârziere pentru că niciun pacient nu vrea să fie ca la carte. Exact. Deci lucrul acesta este foarte greu de transmis și de explicat. De asta și comunicăm, nu și științific niște lucruri. Contravine da. Protocoalelor. La protocoale trebuie să respecti niște criterii da, foarte stricte și câteodată pacienții săraci de ei nu vor să fie fixi. Auzi, apropo, știi care știi cum e pana prostului, știi? Pana prostului ăla, când rămâi fără benzină, știi? Da, am făcut-o de 3 ori. Da, serios? Cu mașina Tico, da. Ei, așa, asta e pana fotografului, știi? Aparatele astea care se opresc la 30 de minute. E important că am mai vorbit pe atâta după. Da. Am vorbit noi prea mult. Da, am vorbit trebuia prea mult. Trebuia să spunem esențial. Păi, apropo că spuneai de pacienți, adică pacienții care nu se încadrează neapărat în tipare. Și asta e important, pentru că mă uitam, apropo, m-a sunat un tip din Polinezia franceză, cu care m-am conectat la Congresul European. Nu râde, vorbesc serios, era foarte stresat tipul, că cumva nu se putea pensiona, știi? Nu găseam locuitor. Și m-a sunat ăla să mă întrebe, doamne, mai găsit pe cineva, că diplomele din România sunt ok pentru Polinezia franceză. Și, în fine, povestea tot la domnule, că trebuie să respecti protocoale, e foarte ușor la noi, uite, am venit și fond sonor. E foarte ușor la noi, că tot este în protocol, tot e în regulă, deci nu ai de făcut altceva, nimic decât să respecti protocolul, știi? Ceea ce am spus, asta e o bilă neagră. Da, deci eu spuneam că pacienții sunt reali, sunt așa cum se spune, clasic, că nu există boli, există bolnavi. Se pare că asta a fost uitată cu ocazia inventării protocolelor. Protocolele acoperă o mare parte, majoritatea pacienților, doar că există totdeauna la cele mai clasice boli, la cele mai ușor de diagnosticat boli, există un număr de pacienți care nu se încadrează în protocole, iar pentru pneumopatiile interstițiale difuze, de exemplu, și fibroza pulmonară idiopatică, unde diagnosticul este prin excelență probabilistic. Prin excelență este un diagnostic de lucru pe baza căruia încep o atitudine, un tratament sau altul. Pentru pacienți este mult mai greu să fie puși fix pe protocoale și lucrul acesta ar trebui înțeles de toată lumea, nu numai de medicii diagnosticieni, de pacienți, de familiile lor, ci și de autoritățile care, până la urmă, trebuie să ne acorde... Delegiuitorul și finanțatorul acestor chestii, care trebuie să ne acorde credit că dacă am luat o decizie de lucru într-un anume fel, această decizie este corectă și este benefică pentru pacient. Nu putem lăsa pacienți... Este ca și cu prezumția de nevinovăție. Nu poți aresta un nevinovat. Sau fără să ai o dovadă foarte clară. Deci nu poți aresta nu poți lăsa un pacient netratat doar pentru că nu îndeplinește toate... De fapt, asta este aberația. În teorie avem acum, apropo de patologia interstițială, avem niște pacienți aflați în zona asta gri. Și gri nu că nu reușim sau nu știm noi să-i diagnosticăm, ci pur și simplu nu se încadrează, știi, în protocolul respectiv, dar oamenii au o problemă care, da, eu și tu și alții cred că ar putea fi tratată, știi? Dar acum există și mai rău, știi? Există țări în care nu există compensare. Care nu există casă de asigurări. Există țări în care medicamentele nu sunt înregistrate, deci România totuși o duce încă bine. Încă bine, da. Cu pacienții cu boli interstițiale reușim să îi încadrăm pe toți pacienții diagnosticați în tratament și pentru că este un subdiagnostic atât de sever, încât noi nu am atins pragul superior al finanțării acestor pacienți. Deși suntem departe de a diagnostica, cred că nici 10% din pacienți nu avem diagnosticați. Da, dar și eu zic la fel. Adică, dacă te uiți în statisticile mondiale și mai ales în astea europene, probabil că, apropo de ce vorbeam, și poate ar trebui să luăm ideea asta, știi, că pe lângă centrele de excelență, să le spunem, deci cuvintele astea, știi, un pic de overrated, nu știu cum să zic.
Exact ce spuneai tu de acele zone de coordonare sau zone coordonate din centru regional, ideea este foarte bună. Nu neapărat că simte cineva nevoia de a controla, că de fapt cred că asta este problema. Oamenii care se simt controlați, a, bă, să vină ăla să mă controleze pe mine, știi? Da. Ar trebui, deci sunt cei care dau consultanță profesionistă de înalt nivel. Sau da, da. Sunt cei care sprijină în situațiile mai dificile, mai puțin tipice. Mai puțin tipice, da, exact. Păi nu știu, cred că asta e și cheia în final, știi? Dar apropo, ca să terminăm așa, sau mă rog, să ne apropiem de o notă optimistă, știi, a discuției noastre. Uite, foarte mulți din subscriberii al blogului erau foarte fericiți pentru discuțiile astea pe care, uite, ca și asta pe care purtăm acum, adică cumva, sigur, oamenilor le place în momentul în care explică de ce ne doare urechea sau de ce, nu știu, răcim sau mai știu ce mai trece mie prin cap sau ce mai spun și oamenii în comentarii. Lumea ar vrea să aflu despre cu tare lucruri. Cea mai tare era efectul cannabisului asupra sănătății, dar așa îmbrăcat cumva, adică omul ăla voia să avea un fel de validare, probabil, știi? Dar zic, nu, există niște efecte așa mai importante asupra sănătății sau sunt? Acum fiecare trebuie să, medicii trebuie să fie foarte atenți ce explică și ce dau pacienților ca sfaturi, pentru că pacienții vor fi predispuși să suprapună ce aud pe ce au ei deja în cap, da, și s-ar putea ca rezultatul final să fie un pic șocant, cum am avut un pacient care s-a jurat că lui doctorul i-a spus că trebuie să bea 3 litri de vin pe zi. Mi se pare normal, dacă... Nu știu, n-am stat să aflu cine este medicul și cât era de serios în momentul, dar asta din toți medicii cu care vorbise, el această recomandare a reținut. Așa și că e pacientul tău cu cannabis. Da, da, da. Eu am mai avut, când eram student și învățam să fac anamneză, știi? Ne învăța, dom'le, la noi, la români, consumul de alcool este așa foarte vag descris. Și, în general, dacă întreb pe unul dacă consumă alcool, o să-ți răspundă că da, da, așa, în mod normal. Ca, sau ca omul. Ca omul, exact. Că nu e mult o litră de țuică pentru un om care muncește. Pentru un om care muncește. Și uite, apropo de litru de țuică, că țin minte că atunci era o discuție mai cuantificație exact. Adică dacă omul spune că mai bea, îl treabă ce și cât, știi? Am luat foarte în serios chestia asta, era un tip, țin minte, făceam stagiu de semiologie, care chiar era, învățai cum ai de observație, cum se face, cum știi. Și un tip, domnul, consumați alcool, da, așa, ca omul, știi, ca asta e chestia generală. Păi zic, bun, dar ca omul, cam cât? Uite, acum ai eu, înainte de muncă, în timpul muncii, da, înainte de muncă cât? Și era vădit, enervat, dom'le, ca să mă apuc de muncă, cu tata beam un chel de țuică. Ca să mă apuc de muncă, înțelegeți, cam asta au fost bune, funcționează foarte bine. Și apropo ce spuneam de discuții din astea așa libere și... M-am zis foarte încântat cu aventurile mele și cu poveștile mele din facultate, știi? Una dintre povești pe care am spus-o a fost despre momentul în care am făcut vărsat de vânt în anul 3 de facultate. Pentru că, știu, am fost preșcolar. Tomnatic. Da, da, eu am avut o copilărie din asta mai cocoloșită, știi, și probabil din cauza asta, da, nu știu, chiar n-am nicio idee de ce am făcut în anul 3, dar de ce spun asta, apropo că spunea că există statistica asta cu erorile diagnostice, știi, și se pare că pe parcursul vieții noastre avem măcar unul, dacă nu chiar două diagnostice greșite. În anul următor am făcut rubeolă. Culmea că m-a diagnosticat același doctor la boli infecțioase. Știi cum a fost primarul cu varicela? M-am dus la... vorbeam la telefon cu o tipă, știi? Și spuneam, mă, nu știu ce, eu aveam părul lung, așa, că eram rog. M-am pus căpinam în cap, știi? Și vorbeam la telefon cu o tipă și spuneam, nu știu ce am, că m-am pus ăla pe cap, dar mă numim cu cap. Și aia, ha-ha, știi glume din astea, că este tuns, că păduchi, da. După care am observat că am început să mă mănânce și pielea în niște locuri dubioase și mai am pe față, nu mai știu pe care parte, în fine, așa e un coș, știi? Bine, a doua zi am fost singur, deci
Moșla Bonitul, ce-o doamne, ce-i asta, e vărsat de vânt, o râs lumea, știi, nu am față de pizza. Am avut de altfel, doctor, știi, adică eu acum tot sunt doctor. Și am următorat cu curul de ouă, știi, în cealaltă maica la Vaslui. Știam eu, l-am pierdut mergea cu mine. Mai trebuie să mergi la doctor, nu care, la boli infecțioase, care au zis că nu, ăsta e impetic, ăsta cu lococi. A, să iau penicilină, fund, știi? N-am făcut injecție, eu citeam din carte, zic, uite, asta mi-am făcut, știi, interlevin, înțelegi? Și amintirile astea am văzut că sunt cerute de către oameni, știi? Oamenilor le plac discuții din astea și amintiri din facultate, știi? Sunt sigur că ai măcar o amintire amuzantă. Am una minim și mai drăguță. Și mai drăguță. Primul pacient pe care am pus eu mâna în calitate de student. Deci după ce am terminat anul 1 și 2, în care era un fel de prelungire a liceului, mergeam la cursuri, laboratoare, învățam din cărți, stădeam examene. Scris anul 3. Ne trezim dintr-o dată în clinică. Eu, copil de inginer, mai fusesem în spital când a fost bunica bolnavă și anume am vizitat-o, în rest, nu mai fusesem în viața mea în spital. Asistenta noastră ne ia, ne numără așa, care sunteți grupa, duceți-vă în salonul 401 că vin și eu. Mă duc cu colegele mele în fața ușii salonului 401, ele la fel de temătoare ca și mine, eu mai curajoasă, cioc-cioc, bat la ușă și deschid ușa așa salonului, unde erau niște pacienți, mai bătrân, un salon de bărbați era. Și intrăm noi acolo, intrăm toate, după care constat că colegele mele au dat pir cu fugiții și au plecat închizând ușa și eu eram singurul student de anul 3 din salon și ce să fac eu, hai să mă apropii de un pacient din primul pat, un domn în vârstă, nebărbierit, grăsuț, mirosea pipi, așa, constatările studentului de anul 3. Ce vă supără? Cam surd. Ce vă supără? Genunchii mă supără. Ce au genunchii? Vă dor genunchii? Nu mă țin genunchii. Eu mă gândesc cum să fac față acestei situații, nu că în calitate de medic și de student ești tot timpul pe scenă. Nu? Deci trebuie să prestezi, să ai o prestație. Asta era supărarea omului, genunchii acum. Așa. Drept care eu ce să fac? Dau pătura la o parte și pun mâna pe genunchii. Nu? Niște genunchi de moște, 80 de ani. Așa. Ce să mai fac eu? Ce mai fac doctorii? Iau pulsul. Pun mâna să iau pulsul, stau așa, mă uit la ceas, 30 pe minut, iau după mine. Și că nu sunt în stare nici pulsul să iau, sunt ultimul om. L-am lăsat pe om, i-am pus pătura la loc și am plecat, ca să aflu că pacientul avea un bloc atrioventricular total, pulsul lui de 30 pe minut era perfect real. Real, da. Și aia era problema lui. Da. Aia era problema lui, pentru că din când în când făcea sincopă și se trezea pe jos. Și el nu și-aducea aminte decât că nu-l țin genunchi. A fost o porneală bună, aș putea spune. Am știut să iau pulsul. Să iei pulsul. Care era cheia problemei. Bine, acum sunt enorm de multe povești din studenție. Cred că dacă ar fi să mi-aduc aminte așa, mai multe persoane să fie în blogul ăsta, știi? Da, da. Dar uite, o chestie interesantă, că n-am mai făcut de mult așa discuții în parc. Cred că au trecut minim 5 ani de când am mai stat pe bancă în parc să stau de vorbă cu cineva. Cred că asta e una din problemele astea, îmi grăbim foarte tare. Adică trece așa viața pe lângă noi și ne grăbim. Ne grăbim să ajungem la mașină, să plătim parcarea, nu? Și n-am mai stat așa de vorbă, dar măcar acum stăm de vorbă și o să mai uite și alții la noi. Să sperăm, dacă or să aibă timp. Dacă or să aibă timp, da. Asta e o recomandare care m-am apucat să o fac la finalul vlogului de cele mai multe ori, știi? Că, doamne, o venim vara, nu știu ce, stați mai mult afară, nu știu, prin calculator, în YouTube sau la Antena 3 sau cum ne-a dat să mai cam asta. Gigi. Eu cred că recomandarea ar fi că dacă vă place să faceți ceva, faceți lucrul ăla, chiar dacă pare. Da. Unora le place să studieze medicină. Unii unora, nu se opresc niciodată. Dar unora chiar le place, chiar îi pasionează, chiar îi
împunge un drăgușor de la spate să lămurească mai mult, să afle mai mult, să progreseze, fără neapărat o dorință de promovare profesională sau de ascensiune pe scara ierarhică, ci sunt realmente interesat să afle mai mult, să înțeleagă mai mult. Și cred că asta îi face pe medici un pic diferiți de tot restul lumii, această nesfârșită curiozitate în... Nu mai spun că, sincer, așa, eu ca medic bătrân deja, pe lângă toată cunoștința medicală și care se adresează strict porțiunii profesionale, vin la pachet o grămadă de povești umane care sunt incredibile și felul în care se poartă oamenii când sunt confruntați cu o situație limită din viața lor, cum ar fi o boală. Și lucrurile astea te fac să devii mai uman. Da, și mai ales că noi suntem oameni. Și nu sunt timp, și ăsta nu e timp pierdut. Mulțumesc tare mult. Și eu mulțumesc pentru invitație. Asta înseamnă că să ții revanșa la București când vin, să facem o parte a doua. Mergem în Herăstrău. Mergem în Herăstrău și facem partea a doua. Într-o tine. Podcast-ul. Tine, dar chiar de da. Dar cum te duc? Ok? Cu problema să discuci? Trebuie să perseverezi. Nu poluăm, suntem... Nu poluăm, nu ocupăm mult loc. Suntem ok. Mulțumesc că ai venit. Cam ăsta e vlogul cu... Veți Irina Strâmbu de la Spitalul Marius Nasta din București, la Institutul Marius Nasta, tot timpul Institutul Marius Nasta, împreună încercăm să facem bine. Ok, dacă ați făcut-o deja, nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul pentru notificări sau pe plămânii care o să fie aici în dreapta jos, pe Irina. Până data viitoare, cât sănătoși! Pa!